Yoga pentru sănătate. Mișcare direcțională. Când stai întins în poziții orizontale pentru câteva ore în timpul somnului, fluidele lubrifiante din articulațiile tale tind să stagneze și nu se află în circulație. Așadar, când te trezești, corpul tău îți cere ca, înainte de toate, să îți lubrifiezi încheieturile. Mișcarea direcțională este un mod simplu de a face asta. Îți antrenează de asemenea mușchii, fără risc de accidentare. Articulațiile au o concentrație de noduri energetice, așadar, prin activarea lor, totul din sistem este pornit pentru acțiune. Iată câteva recomandări care vor crea condițiile optime și care îți vor spori semnificativ receptivitatea față de practici. Te rugăm să te asiguri că telefoanele mobile sunt fie în modul silențios, fie închise. Este recomandat să nu începi programul cu stomacul plin sau imediat după masă. Te rugăm să stai așezat, coloana dreaptă în mod confortabil, mâinile neîncrucișate și palmele deschise. Aceste condiții te vor pregăti să fii într o stare sporită de receptivitate și să capeți maximum de beneficii din practici. Aceste practici sunt foarte sigure și simple și pot fi făcute de către oricine. Practicile pe care le vom învăța aici pot fi făcute de către oricine cu vârsta de la 7 ani în sus. Dacă porți ochelari, te rugăm să-i dai jos și să-i ții deoparte în timp ce faci practicile yoga. Acum vom învăța prima parte din Upa Yoga. Aceasta se numește mișcarea direcțională a brațelor. Vom face această practică în patru direcții diferite. Vom urmări demonstrația pentru prima direcție. Te rugăm să observi. Cum faci asta? Stai în picioare, cu labele picioarelor depărtate în mod confortabil și paralele între ele. Ochii închiși. Pe măsură ce inspiri, ridică mâinile imediat în dreptul umerilor. Aceasta este poziția de start. Prima direcție este în lateral. Pe măsură ce expiri, întinde brațele în lateral. Încheieturile trebuie să efectueze o mișcare de rotație spre exterior. Odată ce brațele sunt întinse complet, pe măsură ce inspiri, adule spre interior. Acum, încheieturile trebuie să efectueze o mișcare de rotație spre interior. Acesta este un ciclu. Faci asta de trei ori. Nu este vorba numai despre rotirea încheieturilor, ci mâinile tale trebuie de asemenea să se deschidă și să se închidă odată cu rotația. Toți mușchii sunt încordați, ca și cum ai împinge ceva, precum o șurubelniță. Creează cât de multă tensiune poți în brațe, fără să creezi tensiune în restul corpului. Când brațele se duc spre exterior, întotdeauna mișcarea de rotație a încheiturilor este spre exterior, odată cu o expirație. Când brațele vin spre interior, întotdeauna mișcarea de rotație a încheiturilor este spre interior, odată cu o inspirație. Acum vom face trei cicluri împreună. Te rugăm să te ridici în picioare. Asigură-te că ai suficient spațiu în jurul tău. Stai în picioare, cu labele picioarelor depărtate în mod confortabil și paralele între ele. Ochii închiși. Pe măsură ce inspiri, ridică mâinile imediat în dreptul umerilor. Aceasta este poziția de start. Pe măsură ce expiri, Întinde brațele în lateral. Încheieturile trebuie să efectueze o mișcare de rotație spre exterior. Odată ce brațele sunt întinse complet, pe măsură ce inspiri, adule spre interior. Acum, încheieturile trebuie să efectueze o mișcare de rotație spre interior. Acesta este un ciclu. Vom face asta de încă două ori. Al doilea ciclu. Nu este vorba numai despre mișcarea de rotație a încheieturilor, ci mâinile tale trebuie de asemenea să se deschidă și să se închidă odată cu rotația. Creează cât de multă tensiune poți în brațe, fără să creezi tensiune în restul corpului. Al treilea ciclu. Când brațele se duc spre exterior, întotdeauna mișcarea de rotație a încheieturilor este spre exterior, odată cu o expirație. Când brațele vin spre interior, întotdeauna mișcarea de rotație a încheieturilor este spre interior, odată cu o inspirație. Când ai încheiat, te rugăm să te relaxezi. Te poți așeza în mod confortabil. Acum vom urmări câteva corectări frecvente de reținut, în timp ce faci practica. Pentru a clarifica, când brațele se duc spre exterior, întotdeauna mișcarea de rotație a încheieturilor este spre exterior. Aceasta este mișcarea de rotație spre exterior. Când brațele vin spre interior, întotdeauna mișcarea de rotație a încheieturilor este spre interior. Aceasta este mișcarea de rotație spre interior. Nu practica rapid și superficial, cu puțină tensiune. Practică încet, creând cât de multă tensiune poți în brațe, însă tensiunea nu ar trebui să se extindă în restul corpului. Restul corpului trebuie să fie lejer și relaxat. Am văzut cum să facem practica într-o direcție. Acum vom vedea toate cele patru direcții. Te rugăm să observi. Poziția de start. Mâinile, imediat în dreptul umerilor. Ochii închiși. Prima direcție este în lateral. Pe măsură ce expiri, întinde brațele în lateral, cu mișcarea de rotație a încheieturilor spre exterior. pe măsură ce inspiri, adu brațele spre interior, cu mișcarea de rotație a încheieturilor spre interior. Observă modul în care brațele se mișcă întotdeauna, exact în linie cu umerii. Acesta este un ciclu. Faci asta de trei ori. A doua direcție este în față. Pe măsură ce expiri, întinde brațele în față. Încheieturile trebuie să efectueze o mișcare de rotație spre exterior. Odată ce brațele sunt întinse complet, pe măsură ce inspiri, adule spre interior. Acum, încheieturile trebuie să efectueze o mișcare de rotație spre interior. Asigură-te că tu crezi cât de multă tensiune poți. Acesta este un ciclu. Faci asta de trei ori. A treia direcție este în sus. Pe măsură ce expiri, întinde brațele în sus încheieturile trebuie să efectueze o mișcare de rotație spre exterior. Din nou, pe măsură ce inspiri, adu brațele jos. Acum, încheieturile trebuie să efectueze o mișcare de rotație spre interior. Acesta este un ciclu. Faci asta de trei ori. A patra direcție este în jos. Pe măsură ce expiri, întinde brațele în jos. Încheieturile trebuie să efectueze o mișcare de rotație spre exterior. Pe măsură ce inspiri, adu brațele sus. Acum încheieturile trebuie să efectueze o mișcare de rotație spre interior. Acesta este un ciclu. Faci asta de trei ori. Acum, vom face trei cicluri împreună, în toate cele patru direcții. Te rugăm să stai în picioare. Poziția de start Labele picioarelor depărtate în mod confortabil. Verifică să fie paralele între ele. Mâinile imediat în dreptul umerilor. Asigură-te că ții capul drept. Ochii închiși. Prima direcție este în lateral. Pe măsură ce expiri, întinde brațele în lateral cu mișcarea de rotație a încheieturilor spre exterior. Pe măsură ce inspiri, adu brațele înapoi cu mișcarea de rotație a încheieturilor spre interior. Al doilea ciclu. Pe măsură ce expiri, întinde brațele. Asigură-te că brațele se mișcă exact în linie cu umerii. Pe măsură ce inspiri, adule-le înapoi. Al treilea ciclu. Expir complet pe măsură ce întinzi brațele și inspir complet pe măsură ce le aduci înapoi. Odată ce ai revenit la poziția de start, schimbă direcția. A doua direcție este în față. Pe măsură ce expiri, întinde brațele în față. Încheieturile trebuie să efectueze o mișcare de rotație spre exterior. Odată ce brațele sunt întinse complet, pe măsură ce inspiri, adule înapoi. Acum, încheieturile trebuie să efectueze o mișcare de rotație spre interior. Al doilea ciclu. Asigură-te că tu creezi cât de multă tensiune poți. Al treilea ciclu. Mâinile trebuie să se deschidă și să se închidă odată cu mișcarea de rotație a încheieturilor. Când mâinile se deschid, toate cele cinci degete trebuie să se despartă. A treia direcție este în sus. Pe măsură ce expiri, întinde brațele în sus. Încheieturile trebuie să efectuezi o mișcare de rotație spre exterior. Din nou, pe măsură ce inspiri, adu brațele jos. Acum, încheieturile trebuie să efectuezi o mișcare de rotație spre interior. Al doilea ciclu. Brațele trebuie să se miște exact în linie cu umerii. Al treilea ciclu: Nu practica rapid. Practică încet, cu tensiune. A patra direcție este în jos. Pe măsură ce expiri, întinde brațele în jos. Închieturile trebuie să efectuezi o mișcare de rotație spre exterior. Pe măsură ce inspiri, adu brațele sus. Acum, închieturile trebuie să efectuezi o mișcare de rotație spre interior. Al doilea ciclu. Asigură-te că nu îți ții respirația. Al treilea ciclu Brațele trebuie să se miște exact în linie cu umerii, imediat pe lângă corp. Când ai încheiat, relaxează brațele și așează-te în mod confortabil.